Bună seara! E trecut de ora 9 la mine în drumul taberei, în București. S-ar putea să fie și la voi o oră târzie, dar nu puteam să nu intru în direct azi pentru că s-au întâmplat prea multe evenimente aici, în jurul meu sau în jurul nostru, în Europa. Am urmărit o vreme mai după masă transmisiuni live din Parlamentul Marii Britanii, unde s-a discutat, a nu știu câta oară, variante de ieși din Uniunea Europeană. Azi trebuia să fie ziua ieșirii stabilită de comun acord atunci după ce s-a votat la referendum că mare parte dintre britanici vor să iasă din Uniunea Europeană. Dar iată că nu s-a întâmplat ieșirea și votul de azi a fost de asemenea negativ. S-a votat contra planului propus de guvern, de premierul Theresa May, ca Marea Britanie să iasă în anumite condiții din Uniunea Europeană. Și dacă nu s-a votat această variantă, e foarte posibil să iasă fără niciun fel de condiții. Peste 2 săptămâni, la mijloc de aprilie, le-a dat Comisia Europeană sau eu știu cine decide acolo la Bruxelles, le-a dat un pic de întârziere. Sau ar putea să înceapă renegocieri rapide, o variantă care e puțin probabil să-i satisfacă pe toți, pentru că vedeți că variantele de la Bruxelles până la urmă au convenit, dar nu au fost acceptate de Parlamentul Britanic. Sau e posibil și mai rău decât atât. Am văzut că laburiștii, opoziția, a simțit miros de sânge, de mort, de război și au cerut alegeri anticipate, alegeri generale, au cerut demisia Terezei May și a întregului cabinet. Am văzut că și cei din Scoția se burzuluiesc că vor mai multe împuterniciri, că de fapt, ei ar fi vrut să rămână în componența Uniunii Europene. Sunt posibile fel de fel de variante, dar cum zicea cineva mai devreme, asta ar trebui să fie o lecție pentru eurosceptici, care, iată, la alegerile de peste 2 luni s-ar putea să intre în forță în Parlamentul European, nu doar în parlamentele naționale, cum se manifestă acum sau în opoziție. Ar trebui să fie o lecție pentru eurosceptici cât de complicat e să desfaci relațiile stabilite deja în Uniunea Europeană și cu spațiul Schengen, bine, Marea Britanie nu era, dar cu monedă euro, cu câte și mai câte. Ba da, Marea Britanie e în Schengen, dar nu e în euro sau ceva de felul ăsta. Ziceam că e o relație complicată cu ei. Și în general, Uniunea Europeană e un mecanism foarte complicat, nu e ca Uniunea Sovietică sau ca Statele Unite Americane. Sau e ceva de la mijloc, e între Uniunea Sovietică și între Statele Unite ale Americii. Sau e ceva experimental, e o metodă nouă de a conviețui pe continentul american, pe continentul european care a fost atâtea sute de ani măcinat de războaie, mai ales interetnice, interregi, interregate, interconfesionale mai puțin. Ce ne așteaptă? Ce o să se întâmple? O să crească astfel de muguri de scepticism european și în alte state? O să vorbească în continuare despre ro-exit, despre ce alte ieșiri se mai vorbea, Spania să vrea să iasă, despre Frexit, Franța chiar, unul dintre statele fondatoare ale Uniunii Europene, să iasă din Uniunea Europeană, din UE. Sau din contra o să le piară tuturor cheful și nu o să mai vrea să intre în astfel de complicații cum au intrat britanicii. Am înțeles că erau proteste azi în jurul Parlamentului de la Londra. Unii cereau insistent să se voteze planul și să iasă din UE, alții, la fel de insistent, cereau un alt referendum în care probabil
britanicii cumva treziți la realitate ar vota altfel de data asta. Tot referendum despre ieșire din UE. Dar când să-l mai faci? Ei nu reușesc nici alegeri parlamentare, europarlamentare să organizeze. Pentru că, iată, aici în România a fost ieri ultima zi de acceptare a dosarelor și în zilele următoare e pe care să înceapă campania electorală deja. Dar n-ar fi prima dată, iată, la Chișinău nu există putere, e un vid de putere, cum zice Dodon, și există țara fără parlament, fără majoritate parlamentară, cu un guvern aproape demisionar, fără împuterniciri, la fel capitala Republicii Moldova n-are un primar, pe unul l-au votat cetățenii, dar nu l-au acceptat instanțele de judecată politizate, pe celălalt nu recunoaște lumea pentru că s-a autoproclamat primarul capitalei, Ruslan Codreanu, a emis o dispoziție prin care s-a numit pe sine primar interimar. Ceea ce e ciudat, mai ales că el nu a fost ales decât, se pare, consilier local. Nu sunt sigur dacă măcar consilier local a fost ales, dacă nu cumva era din afara spectrului politic, din afara partidelor reprezentate în Consiliul Local. Și dintr-o dată, peste noapte, a fost numit viceprimar și după aceea, pentru că Nestor Grozavu era arestat, s-a autodeclarat el primar interimar și Dorin Chertoacă își dase demisia sau o vreme era și el suspendat. Deci iată, în felul ăsta se moldovenizează Europa. A ajuns virusul ăsta al complicațiilor politice, al crizelor politice, a ajuns și pe insula aceea în Albion și s-ar putea să dea complicații la nivel european sau după febra asta, după criza asta, s-ar putea să iasă o Uniune Europeană înnoită, primenită, mai puternică, poate chiar tot cu Marea Britanie, dacă se merge pe varianta unui nou sondaj, a unui nou referendum și la care poporul de data asta să voteze nu. Mai sunt complicații pentru Europa în legătură cu posibila directoare, șefa parchetului european recent înființat sau pe cale să fie înființat, pentru că iată favorita Parlamentului European, Laura Codruța Kövesi, are opoziția vehementă a guvernului țării din care provine. Ea e româncă, a condus până acum un an sau până acum câteva luni a condus Direcția Națională Anticorupție. Acum e cercetată disciplinar, dacă nu cumva chiar penal, de o secție specială înființată pe lângă CSM, ceva, o struțu cămilă, o invenție a actualei guvernări, și are obligația să nu părăsească țara, pe lângă alte obligații, să nu vorbească cu presa, să nu vorbească nimic despre dosar, pe lângă obligația de a merge în fiecare dimineață sau de două ori pe săptămână la poliție să se înregistreze că n-a plecat nicăieri, iată, are și obligația de a nu părăsi țara și interdicția de a mai deține funcții în parchet. Deci ea nu mai este procuror sau cu calitatea asta suspendată. Oare în ce condiții, cum ar putea să ajungă o procuroră suspendată în funcția cea mai importantă de procuror din Uniunea Europeană? Și în situația asta s-au văzut nevoiți unii ambasadori de la București, din țări europene, să ia atitudine, să o apere pe Kövesi. Și chiar Comisia Europeană, demnitari din Parlamentul European, să ia atitudine și să zică, băi, lăsați omul, femeie, să participe la concurs. E adevărat că și ea a folosit instrumentele juridice disponibile și a contestat măsura asta represivă de a nu părăsi țara în instanță de judecată și se pare că săptămâna viitoare se va examina cazul ăsta cu viteză, pentru că sunt cazuri speciale. Nu se știe ce va zice instanța,
În felul ăsta vom putea afla cât de independentă și cât de corectă e justiția pe care tot o apărăm noi ăștia care ieșim în stradă. Mai ieri am fost pe lângă Palatul Justiției la Curtea de Apel București, pe Splaiul Independenței, și am protestat alături de magistrat. Și astfel de proteste s-au desfășurat periodic, cam de 2-3 ori pe săptămână. Chiar ieri a fost, sau azi la amiază, a fost unul la Cluj. Magistrați au ieșit la Curtea de Apel Cluj și au protestat tot în apărarea independenței justiției. Deci vom vedea dacă această justiție chiar e independentă, e corectă și îi va permite Codruței să meargă la Bruxelles sau la Strasburg sau unde o s-o mai cheme aceia la comisie. Sau poate că au dreptate cei de la nou înființata secție specială de anchetare a magistraților și ea e pasibilă de răspundere penală pentru câte abuzuri și ilegalități au descoperit ei acum, abia acum, când ea candidează. Deci situația e complicată. La nivel european, așa se vede de aici, de la București, din Uniunea Europeană. Nu știu cum se vede la voi, acolo, din Republica Moldova, poate, dacă mă priviți de peste prut, sau din Marea Britanie, dacă sunteți unele care mă priviți de acolo, sau din alte țări europene, sau poate din Est, din țări departe de Europa, poate doar geografic, făcând parte din Europa. Ce părere aveți despre asta? Cum vreți să comentați? Îndrăzniți, dacă aveți chef să participați cu mine în direct, în dialog, puteți să-mi cereți un link de acces cu mesaj privat pe Facebook, Viber, Skype sau WhatsApp. Mă numesc Oleg Brega și mă găsesc cu telefonul vechi, acela de 15 ani, public, disponibil pe internet, cu numărul de Republica Moldova, cu 94 la urmă. Sau Curaj Net, mă numesc pe Skype, nu mă sunați, ci cu mesaj privat cereți-mi link de acces. Această emisiune, această transmisiune se face prin Google Hangouts și pot participa încă 9 oameni alături de mine în discuție. Cu microfon, dacă vreți, sau chiar cu webcam, dacă vreți să vă arătați. Dacă însă nu aveți atâta curaj sau atâta dotare tehnică, nici măcar cât am eu, măcar scrieți pe chat mesaje pe chat pe canalul meu de YouTube. Da, iată, Narcis Gărăgău zice că vrea și el să participe și probabil o să-l invit acum, cum știu eu, cu adresa e-mail, pentru că el intră de pe telefonul mobil. Narcis Am invitat pe Narcis. Și comentariile o să vi le citesc dacă au legătură cu tema și dacă nu sunt chat așa între voi. Sau o să răspund la întrebări dacă sunt și sunt competent să răspund la vreuna dintre cele întrebări. Se mișcă foaia cu UNESCO, zice cineva. Și nu prea cred că se mișcă, n-are cum, pentru că e lipită cu un scoci aici. Și e vorba de un steguleț de pe la protestele pentru Roșia Montană, atunci când pledam ca localitatea Roșia Montană să fie introdusă pe lista patrimoniului protejat UNESCO. Asta e cea mai veche localitate înregistrată în Republica Moldova, în România. Are mai mult de 2000 de ani, se pare, de când e înregistrată, și acolo se făceau extracții de aur încă pe timpul romanilor. Dar romanii au venit cu mai puțin de 2000 de ani încoace, din câte mi-amintesc. Oricum, poate că și dacii până la romani extrageau aur de acolo. Și deci patrimoniul ăsta cultural și natural, oamenii zic că ar trebui să fie protejat și de asta am participat și eu la FanFest sau la protestele din București în apărarea Roșiei Montane.
Cam asta e situația. Ah, dar bate vântul pe drapelele astea care sunt mai moi, pe asta nu-l ating și iese aer de la ventilatorul computerului care se află jos, ca să nu credeți că am spiriduș aici în casă. Să vedem dacă sunt comentarii pe Facebook, pe YouTube m-am lămurit și să văd dacă a intrat Narcis, să-mi pun dar căști ca eventual să-l aud dacă vrea să vorbească. Da, Narcis, ești cu noi? Da, bună seara. Citește tu comentariile sau dacă okay. Pot să spun și eu acum ceva. Azi ai apărut cu camera. Direct din pat. Hai noroc, Dublin e aici. Iată cineva care ar putea să fie direct afectat pentru că e în Irlanda. Iar după câte se știe, din Marea Britanie face parte o bucată din insula Irlandei, Irlanda de Nord, și oamenii ăștia vor avea o graniță terestră, poate că singura graniță terestră cu Marea Britanie în caz de exit, și dacă vor vrea să călătorească spre Belfast sau cum se numește centrul administrativ al Irlandei de Nord, vor trebui să pregătească pașaport, s-ar putea să le trebuiască chiar viză, sau celor din Irlanda de Nord, când vor dori să meargă la Dublin, le va trebui pașaport sau viză, pentru că vor fi britanici, nu doar irlandezi. Oleg Dolganiuc, omul de la Dublin se numește Daniela, ok. Oleg Dolganiuc zice referendum init, adică probabil vrea referendum repetat. Iată, Anatolie Nicolaev ne asigură că ne privește de la Londra. Îndrăznește Anatolie și comentează. Ce vă așteaptă pe voi, moldovenii de acolo, care probabil sunteți cu pașaport românesc? Foarte puțini moldoveni lucrează acolo în baza actelor moldovenești, cu vreun contract de muncă, nu știu cum, pentru că știu că Marea Britanie era foarte dură cu migranții din afara spațiul comunitar. Cam de asta și a avut succes referendumul acela, pentru că forțe naționaliste conservatoare erau deranjate de valul prea mare de migranți, de săraci ca noi care veneau din estul Europei sau din Africa sau din Asia sau din America Latină, și de asta au cerut să ermetizeze sau cumva să controleze granițele și să nu rămână cum sunt acum, probabil în spațiul Schengen, dar nu bag mâna în foc. Tatiana Rodideal zice, aș zice că e mai multă incompetență care a dus la complicații. Mă uitam la Tereza May și la deputația aia azi și păreau oameni competenți care știu ce spun, ce propun. Doar că situația e complicată. Probabil relațiile cu Uniunea Europeană nu sunt deloc simple și cazul Marii Britanii e unul complicat chiar și când mergeau lucrurile bine, dar acum când vrea să iasă. Incompetența cui? Atunci hai dar să specificăm cine crezi că e incompetentul. Cum ziceam, aici la Comisia Europeană, la Consiliul Uniunii Europene, lucrurile mergeau, parcă se acceptau acordurile cu Marea Britanie. Săraca Tereza May nu reușea să convingă despre acordurile astea convenite la Bruxelles, nu reușea să convingă propria majoritate, propriul Parlament. Nu doar pe conservatori, dar chiar pe membrii guvernului nu reușea să-i convingă despre ceea ce a convenit la Bruxelles. Codreanu a intrat pe listele PPM. Nicolae Bălănuță mă informează. Deci a fost, era sau mai este încă consilier local PPM. Putea să candideze doar pe listele PPM și să nu ajungă. Deci din ce poziție a ajuns el viceprimar? Din poziția de consilier local? Da, posibil. Răspunde pentru tine, nu pentru toată Londra, zice Lucia lui Anatolie. Dar ce a zis Anatolie foarte rău despre Londra? Trebuie să mă uit în direcție inversă, probabil. Eu am început să citesc comentariile de la coadă și ar trebui să încep de invers, probabil, ca să văd ce a zis Anatolie despre Londra. Chioveșe la pușcărie, zice Radu Remia. A terorizat oameni nevinovați cât a fost procuror.
Ea zice că nu are nicio vină directă și că fiecare procuror de caz se ocupa de propriul caz până îl ducea în instanța de judecată și că ea doar era manager. Acum ce îi se încriminează o să vedem, o să aflăm. Pe mine totuși mă pune pe gânduri că ei i-au interzis, chiar ei, inculpatei, să vorbească despre dosarul ei la televizor, când pe ea o acuză că tocmai făcea spectacol și că tocmai procurorii ieșeau și vorbeau la televizor în fața camerelor despre dosarele pe care le instrumentau și făceau un fel de justiție televizată. Dar acum ei nici inculpatei nu-i permit să vorbească despre chestia asta. Iar interdicțiile pe care le impun, de fapt, sunt mai degrabă un fel de răfuială sau intimidare. Tudor Sârghe zice că Voronin îndeamnă la răscoală cetățenii, a văzut el într-o emisiune. E în spirit comunist, dar Voronin nu îndemna la răscoală când era 8 ani la guvernare, nici măcar când a fost prima dată în opoziție, până în 98 sau în 98 obținuse 40 de mandate. Și n-am auzit să cheme atunci lumea la răscoală. Dar da, e în spirit comunist, nu țineți minte cum ne vorbeau exaltat despre Marea Revoluție Socialistă din octombrie, care se serva pe 7 noiembrie. L-am văzut pe ideologul lor al comuniștilor, Marc Tkaciuc, mai ieri glumea, zicea, nu mă mai felicitați cu ocazia Zilei Unirii, că nici măcar n-a fost pe 27 martie, pentru că Sfatul Țării ar fi votat pe 27 martie unirea cu patria mamă, dar asta se întâmpla pe stil vechi și imediat în anul următor s-a trecut la stil nou. Deci, ca și cum se împlinesc anii 100 sau 101 ani, se împlinesc abia pe 8-9 aprilie de la acea dată. Și oricum, zice el atunci, în aprilie, eu am alte evenimente de comemorat, de serbat, de pomenit, decât unirea Basarabiei cu patria mamă. Nu am prea văzut să facă evenimente în Republica Moldova, nici în anul centenar, anul trecut, decât tot felul de marșuri și defilări de tricoloare enorme de cartea Guinness. Dar și aici la București se pomenește așa, timid, poate pentru că Basarabia a fost unită pe vecie care a durat 22 de ani și acum nu mai e unită, singura care s-a unit atunci pe mult timp, pe mai mult timp, a fost Transilvania, Ardealul, și de asta ei preferă să transforme în sărbătoare națională 1 decembrie când s-a unit la Alba Iulia Transilvania și nu 28 noiembrie când s-a unit Bucovina, că nici aceea nu e acum Bucovina de Nord, nici aceea nu e acum în componența României și nici 27 martie când prima Basarabia și-a declarat unirea cu patria mamă. Probabil Lucia e leproșa lui Anatol că nu toată Londra ne privește, ci să vorbească pentru sine că doar el privește. Dar Anatol probabil citează din ce se spune la Eurovision, de exemplu, când intervin reprezentanții din fiecare țară cu punctajul, cu voturile la final și zice London is talking sau ceva de felul ăsta. Vorbim de la Londra sau ce? E bine, da. Lucia are probleme cu limbile străine în afară de italiană și de aceea se simte obligată să cărtească. Caz, am mai publicat ceva și ea tot nu înțelegea și am avut nedumeriri cu Lucia. Chertoacă îl critică pe Plahotniuc că a rămas de râsul curcilor pentru că i-a pus sechestrul pe cotețul de găini. Râde hârb de oală spartă. Nu cred că Chertoacă e foarte fericit de situația în care a ajuns și eu mă tem că el face bravadă din asta de fațadă, când de fapt el e dependent total de mofturile lui Plahotniuc și el și unchiul lui Gimpu. E sătulă și România de noi, zice Vasile Grigoriță, și se referă probabil la basarabeni. Că altfel despre cine ar fi putut să spună că e sătulă România de noi.
Să vedem dacă pe YouTube cineva comentează despre Brexit, dacă nu o să-l ascultăm pe Narcis, că el era cel cu idei despre mama lor de britanici care nu meritau să facă parte din UE. Ce faci când românii susțin Palestina? Întreabă Giuseppe Peroni. Ce să fac? Mâine s-ar putea să ies să particip la marșul acela de comemorare a victimelor masacrului din Palestina și urmăresc cu atenție ce se întâmplă acolo. Dar altceva ce să fac? Oleg se mișcă, am înțeles, asta am citit-o. Mă uit la tine de 2 ani, zice cineva cu un pseudonim. Afară rușe de Moldova, Moldova e a României, nu e a slavicilor, zice acel cu pseudonim. Și eu nu sunt de acord cu astfel de idei naționaliste, de purificare etnică, nici cu camere de gazare, nici cu deportare. Și nu există nații curate sau teritorii care să aparțină vreodată cuiva în vreun fel. E totul sub semnul provizoratului. Ați văzut și unirea din 18 s-a făcut pe vecie și a durat doar 22 de ani și aderarea Marii Britanii s-a făcut cu scârți și acum ieșirea din UE e cu mai mult scârți, scrâșnet și durere. Și tot așa. Ivan Coșciug întreabă ce se aude cu Brexit. Păi hai să vedem. S-a împotmolit. Azi trebuia să fie ieșit Marea Britanie, dar it's complicated. Englezii sunt rasiști. Azi am făcut un protest, am asistat, am participat la un protest la ambasada Franței împreună cu câțiva lideri, activiști, membri ai organizațiilor rome. Și am protestat împotriva rasismului care se manifestă nu doar în Marea Britanie, ci în Franța și în multe alte țări europene despre care credem că sunt civilizate, sunt mai civilizate decât noi. Dar iată, ați auzit mai ieri, au fost niște pogromuri rușinoase din cauza unor fake-uri, falsuri, idei idiote care circulă pe internet, că există o ambulanță fantomă care umblă prin localități și vânează copii și omoară pentru organe, ceva de felul ăsta. Și niște tâmpiți de francezi pe lângă Paris, se pare, s-au apucat să căsăpească niște români, că i-au văzut cu o dubiță care semăna cu o ambulanță și li s-a părut lor că uite, asta e ambulanța aceea. Poliția franceză a arestat vreo 20 de smintiți de aceea, dar minciuna circulă și posibil lucrurile se repete și au avut de suferit niște romi din România și niște romi din Bulgaria și au găsit vinovatul pentru nefericirea lor. Dorești unirea cu România? De ce mă întrebi? Are vreo legătură cu Brexit-ul? Englezii vor să iasă din Brexit din cauza emigranților, a numărului mare de emigranți. Da, spuneam Marian Stoica că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care a avut succes acel referendum. Acum 3 ani sau când s-a votat. Valeriu Zdrobeu zice, salut din Londra, aș vrea să detaliez dacă se poate despre Chertoacă. De ce crezi că e dependent de Plahotniuc? Simplu, pentru că Plahotniuc controlează organele de drept, procuratura CNA, iar Dorin Chertoacă a făcut foarte multe ilegalități pentru care i s-au intentat nenumărate dosare penale. Și gata. Ce părere ai cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim? Întreabă Ion Dulvara. N-am nicio părere, nu mă pricep, dar nu cred că trebuie să ne pripim cum o face Viorica Dăncilă. Sunt mai degrabă de părerea de care este Uniunea Europeană, că trebuie să rezolvăm problema minorității palestiniene și după aceea să vedem cum împărțim Ierusalimul și nu cred că putem să-l declarăm capitala tuturor evreilor și cu palestinienii ce facem. Narcis, văd că ți-ai ascuns mutrișoara, dar nu cred că nu vrei să vorbești cu mine sau cu noi. Da, bună seara. Noroc. Mai, eu sunt un suporter înrăit al Uniunii Europene și îmi doresc chiar o federație europeană, chiar un
o uniune de state cât mai puternică, fără niciun fel de discuție. Dar câteodată, cum spuneai și tu mai devreme, făceai referire la o bătălie, eu mă gândeam la, uite, la o bătălie în care e nevoie să sacrifici un corp de armată, știi că îi vei lăsa în urmă, știi că vor fi sacrificați, dar pentru a salva marele gros al armatei. Asta este părerea mea și tu ai expus-o nițel mai devreme cu referire la ce se întâmplă acum în Marea Britanie. Ei nu și-au dorit niciodată să fie foarte uniți. În istoria asta Uniunii Europene nu și-au dorit niciodată să fie extrem de bine integrați, ce mă enervează pisica aia, extrem de bine integrați în Europa. Și atunci, eu consider că acest duș rece primit de englezi va face extraordinar de mult bine Uniunii Europene. De ce? Pentru că toți naționaliștii, extremiștii, populiștii ăștia, care au pus monopol acum pe opinia publică din Europa și pe sentimentele oamenilor, vor nu putem vedea... să zicem monopol, că nici 10% încă nu au. Stai puțin că vezi Austria, vezi Ungaria, vezi Polonia și ca să nu mai vorbesc de procentele din toate țările astea europene, din Franța, Frontul Popular, Italia și toate celelalte. Bun, vom vedea la aceste alegeri. Vor vedea, și de fapt nu ei, populația va vedea, că nu-i chiar așa de bine în afara Uniunii Europene și, de altă parte, și Uniunea Europeană va trebui să dovedească că totuși poate mai mult și poate oferi cetățenilor ei, cum să spun eu, beneficii suplimentare. Anglia va trebui să iasă, în opinia mea acum, chiar ca o pedeapsă așa pentru englezii ăștia, că prea au fost îngânfați de-a lungul timpului și că n-au vrut, tu ai spus, nu fac parte nici din Schengen, nici din Uniunea asta monetară, nu fac parte nici din euro. Așa că ei au vrut să fie independenți, pentru ei s-au făcut unele dispense, unele, mă rog, li s-au lăsat anumite portițe de scăpare. Dar ce mi se pare mie foarte interesant așa și frapant în punct de vedere al mentalității și al gândirii, e faptul că români plecați în Anglia și care muncesc acolo, dom'le, sunt de acord cu Brexit-ul. Asta mi se pare extraordinar. Și le dau dreptate. Și da, dom'le, iau o țară bogată, iau știu eu, vin foarte mulți imigranți. Păi da, zic, tu unde te-ai dus? Nu te-ai dus acolo? Păi da, dar să vezi că nu, știi, ca și cum, ca ce spunea cineva mai devreme pe chat cu englezii sunt foarte rasiști. Rasiști. Păi, știi cum e ideea? Migrant nu se gândește la sine, el crede că migranții e numai despre arabi, despre africani. Exact asta vreau și eu să zic. Dar el se gândește că ăștia sunt rasiști numai când sunt cu românii, dar el nu se gândește că noi suntem cei mai rasiști dacă stăm să ne gândim bine. Jumătatea, hai să nu mai vorbesc cu procentul nostru, cu atitudinea față de rom și așa mai departe. Noi suntem cei mai rasiști. Asta mi se pare foarte interesant, mentalitatea asta. Așa, poate, nu știu, sociologii poate au și scris articole, nu am citit, dar mi se pare extrem de interesant. Și ca să închei imediat cu problema Uniunii Europene, îmi pare bine că ai abordat subiectul ăsta. Europa va trebui să facă pași înainte spre unificare concretă, pentru că dacă nu, forțele astea populiste, fără niciun fel de idee, dar altfel care n-au niciun fel de idee decât să spună ce nu e bine sau să arunce cu pietre și să demonetizeze, vor ajunge să câteva câștigi. Idei puține, dar fixe, că noi suntem puține, minunați, dar fixe. Că patria noastră, că strămoșii noștri, că să nu vină străinii și ne-am lămurit. Da. Idei nici nu trebuie, trebuie să fim patrioți, ne iubim patria, strămoșii noștri au fost minunați. Și un singur lucru, Oleg, că am mai vorbit și data trecută și uite, la asta m-am gândit și am vrut să-l punctez. Vezi tu că totuși referendumurile astea nu sunt chiar așa de bune și asta cu 50% pentru a modifica o Constituție sau pentru a o îndrepta țara mi se pare extrem de puțin. Ce înseamnă 50% sau 50 și 0, și un alegător în plus ca să decizi soarta unei țări? Păi când modifici Constituția, eu cred că trebuie 2-3, 66% pentru că în momente și ca populația să fie
la unison să decidă ceva, nu cu 50%, pentru că 50% vezi, e dovadă că pune în impas o națiune sau istoria unei națiuni poate fi datorată datorită faptului că, mă rog, cu unul în plus sau, mă rog, vorba vine cu unul, cu nu știu câte sute de mii de oameni să modifică, nu, istoria practică a respectivei țări. Deci foarte periculoase referendumurile astea de făcut și eu nici cu Ale Iohannis n-aș fi de acord, pentru că o să ne învățăm la referendumuri și pe urmă o să ne apucăm să votăm orice pe la referendumuri. Și ceea ce e cam periculos așa pentru democrație, mai ales în țări cu slabă pregătire intelectuală, politică și de care vrei tu, cum e țara noastră. Mersi frumos! Mulțumesc și eu, dar mă tem că mai periculos ar fi să nu existe astfel de posibilități de a se manifesta așteptările, dorințele publicului, de a se implica, de a se antrena în referendumuri, în olimpiade, în campionate. Oamenii o să înceapă să-și dea cu bătele în cap dacă nu o să li se permită măcar la referendumuri și la alegeri să participe, să dea cu părerea. Valentin Borodache zice: Oleg, de ce sunt așa de puțini participanți la protestele din România? Am făcut azi un live din Piața Victoriei. Viața a devenit mai bună sau frica e mai mare? Da, și una și alta. Oamenii au început să aibă o anumită bunăstare și a început să le fie și lene și frică să piardă acea bunăstare. Pentru că nivelul de viață crește în România, spre deosebire de Franța, unde ați văzut că după mulți ani de stagnare, oamenii au început să aibă impresia că au sărăcit, au pauperizat. Sărăcia lor, comparată cu bogăția noastră, nu rezistă. Dar lor se pare că săraci, iată, îmbracă vestele galbene și ies în stradă și se declară proletari sau anarhiști sau tot ce vrei. Mai ales că și acolo se pare că îmblă cineva cu fitilul și incită tot pe internet, pe WhatsApp, pe Viber, pe Facebook. Tudor Sârghi zice un comentariu mai lung: în Moldova este imposibilitate de a face economii pentru a-ți putea cumpăra o locuință. Credite nu e rentabil să accesezi pentru că dobânda este cosmică, iar într-un final trebuie să achizi practic de două ori mai mult decât este costul inițial al imobilului. Prin urmare, tinerele familii pleacă, fiindcă nu vor să trăiască toată viața cu chirie într-un bloc sovietic cu vecini alcoolici. Totuși, mi se pare că prețurile la apartamente a crescut și din cauza că moldovenii le cumpără, pentru că se produc o grămadă de locuințe. S-au construit blocuri în toate sectoarele Chișinăului și în toate orașele mari, nu doar în capitală. Și totuși locuințele se cumpără, pentru că moldovenii adună capital de pisicotare și nu au curaj să cumpere în Italia, în Israel, în Franța, în Marea Britanie, pe unde au lucrat mulți ani, ci se gândesc să se întoarcă acasă la rudele lor, ca să poată merge de blajeni, să-și vadă mormintele. Așa sunt oamenii obligați să meargă la morminte, să mănânce de blajeni la morminte. Și de asta investesc în imobile acolo, în Republica Moldova. Și crește piața imobilelor. Un apartament la Chișinău e comparabil ca preț cu un apartament la București și cu un apartament la Paris, de exemplu. Paradoxal, noi suntem la coada bunăstirii, ei stau pe culmele bunăstirii, dar prețurile la apartamente sunt comparabile. Dar pleacă pentru că vor viață mai bună. Speră să se întoarcă, unii deja au pierdut speranța și vând apartamentele, își iau familiile cu tot, cu bunici, cu părinți și pleacă în lume, dar rămân destui pe lângă guvernare, ciugulesc fermituri care curg de la masa mafiei și se gândesc serios ca în România, de exemplu, să aducă brațe de muncă de peste hotare. În România acum câteva zeci de mii de vietnamezi lucrează. Hăt, nici nu aduc ucraineni sau eu știu azeri sau georgieni. Vietnamezi vin să lucreze în România pe șantier, la construcții. Viorel Soculencu, nu știu dacă e consăteanul cel al meu, nu, dar după nume pare, că n-am mai întâlnit numele Soculencu în Moldova decât la mine în sat. Zice: salut din Franța. Sergiu Morcan zice: salut din Germania, consătene. Iată, nici Morcan n-am întâlnit în Republica Moldova așa nume, dar Sergiu a precizat că e
cum să te anum eu. Ce o să zică lumea dacă nu o să avem un cuib al nostru în țară? Asta e problema, Oleg. Da, și asta e o problemă. Moldovenii de asta și se duc la Blajin. Pentru că o să vadă vecinii că n-ai venit să stai la mormântul tatălui, a bunicului, a surorii, a părinților și tot așa. De gura lumii fac toate ce fac moldovenii. Când o să învețe, de la străini sau din capul lor, când o să învețe să trăiască din capul lor și nu cum vrea vecinul și cum zice lumea, o să înceapă să trăiască mai bine. Și în satul nostru, de când mă țin minte, de pe timpul sovietic, era mereu plecată lumea, abandonat. Lucrau la tăiat pădure la Magadan, se duceau la construcții în Siberia, l-a adunat paie în Ucraina, l-a strâns cartofi în Belarus. Când s-a deschis granița, au răbufnit spre România. Dar de când mă țin minte, pepenenii mei erau plecați, pentru că avem pământuri puține, pentru că populația e multă, nu trage de un oraș, proximul oraș e la Bălți, la vreo 40 de kilometri, deci e jale la pepeni și în jurul pepenilor. Și nu-i de mirare că mulți, iată, ne salută de peste hotare. Oleg, când te simți în apele tale, la proteste, când sunt mulți participanți sau când sunt 2-3 și când ești disperat de proteste? Valentin Borodachi, eu mă simt în apele mele când sunt liber. Și când simt că fac un protest conform gusturilor mele. Putem să fim puțini și cineva să deturneze protestul acela și să spună tâmpenii acolo sau să intoneze prostii sau să vină acolo zinc împotriva drepturilor omului și să mă facă să mă simt în plus acolo. Sau invers, putem să fiu o mare de oameni și toți frumoși, radioși, într-un gând să aprindem luminițele la telefon și tot așa. Deci nu pot să simplific și să zic, iată, la astfel de proteste îmi place sau nu. Eu mă simt bine când pot să particip, nu doar prin proteste, eu pot să mă simt bine. Iată, am fost azi la masa critică, am participat puțin, am pedalat împreună cu vreo 20 de oameni, de tineri, cicliști și bicicliste din București, ca să cerem loc în trafic. Sau, iată, cu o mână de oameni am protestat la ambasada Franței sau la CNA, la Consiliul Național al Audiovizualului, cu altă mână de oameni. Când am ajuns eu acolo la ora indicată în evenimentul pe internet, eram singur sau încă vreo doi oameni și eu am fost primul care am suflat în vuvuzelă, chiar dacă se uitau strâmb jandarmii la mine. Și m-am simțit bine și atunci și după aia și când nu mă simt rău, mă simt bine. Asta e secretul meu. Domnul Oleg, prețurile la Chișinău sunt aproximativ 600 de euro, la Iași aproximativ 1000, cele vechi și cele noi 1200. Nu știu, nu mă pricep, dar am impresia că dacă nu sunt aceleași prețuri, prețurile sunt comparabile. Nu se compară veniturile noastre. La Chișinău veniturile noastre sunt mizerabile, nu le compar nici cu cele din Europa, nici cu cele din Belarus sau Federația Rusă, de exemplu. Pe când prețurile la locuințe sunt comparabile cu cele europene. La 23 km de Iași, aproximativ 800 de euro metru pătrat. La 2-3 km de Iași, nu la 23. Ok. Orașul Iași e foarte liniștit și ademenitor ca destinație pentru cei care vor să-și trăiască bătrânețea acolo, care vor liniște, care vor verdeață, care vor arhitectură faină. Altfel, de ce m-aș duce eu la Iași sau unul tânăr care vrea să se realizeze, să se manifeste? Ce se vadă la Iași? Teiul lui Eminescu care putrezește sau statuile lui Eminescu unde te întorci? Sau Bojdeu ca Lucreangă. Oamenii ar trebui să aibă mai multă încredere în știință, în educație și mai puțin încredere în religie, zice Marian Stoica. Și mă uitam azi noapte că nu știu, aveam insomnie și mi-am adus aminte că joacă Simona Halep cu Caterina sau Catalina Plișcova, nu știu cum o cheamă.
Și am văzut că Simona Halep nici hăbotnicia, nici credința ei nu a ajutat-o. A plouat de două ori în timpul meciului și a pierdut lamentabil în două seturi. Și m-am gândit că Plișcova aia din Cehia, fiind sigur e atei, agnostică, sceptică cel puțin. Și iată, în semifinală am învins-o pe credincioasa noastră, pe care Bojica a uitat-o. În Moldova e bine primit să fii ca toată lumea și să faci parte din turmă, zice Tudor Sârghi. Devii un paria imediat ce nu ești de acord cu opinia majoritară. Ești ateu, homosexual sau baptist, n-ai ce căuta în Moldova, pentru că cineva la un moment dat o să-ți spargă capul, doar pentru simplu fapt că ești altfel. Tudor Sârghi, iată, eu demonstrez că nu-i chiar așa. Eu de foarte mult timp îi sfidez pe toți, și nu doar în familie la mine, ci în Mahala și în tot satul, că nu vreau să mă însor, că nu vreau să fac armata, deci pacifist și cum se numește asta. Am uitat, este un cuvânt pentru solitar, pentru atitudinea asta. După aceea, în 2013, cu 6 ani în urmă, pe 1 martie, în spațiu public, cu martori, cu video, m-am dezbotezat și am declarat în gura mare că nu mă tem de Bojica și nici de biserică și că sunt liber cu gândurile mele și nu m-a omorât nimeni pentru asta. E adevărat că am încercat să-mi dea cu spray în ochi tot de ziua umanismului pe 21 iunie 2013, deci câteva luni mai târziu, tot la un eveniment cu atei și agnostici, după acel eveniment, fără martori, și poliția nu i-a găsit și nu le-a făcut nimic, dar nu cred că e atât de periculos, după cum zici. Sau iată, defilez cu drapelele astea, am participat și în campanie electorală și oamenii au continuat să mă voteze, știind că sunt pro-drepturile omului și apăr migranții, LGBT, romii, femeile gravide și sterpe, pe toată lumea apăr, și totuși oamenii mă votează, semn că foarte multă lume s-a civilizat. I-a ajutat poate migrația, i-a ajutat internetul, i-a ajutat pluralismul de opinie. Sunt totuși 30 de ani de când a picat Uniunea Sovietică și oamenii se informează, se uită unii la alții, mai citesc cărți cel puțin. Și nu mai este atât de sălbatică Republica Moldova, după cum spui dumneata, Tudor Sârghi. Eu zic să încerci. Patriotismul, naționalismul și tradiția este câmpul lexical al comunismului și socialismului. Ok, nu întâmplător, Voronin zicea că primul comunist a fost Iisus Hristos. Nu întâmplător, din general de miliție sovietică și lider al Partidului Comunist, Voronin a ajuns habotnic religios și îl vedeai pe la toate ceremoniile bisericești cu o lumânare cât el de groasă și făcându-și cruce cu ambele mâini. Pentru că de la comunism la sau de la erau din ăștia, cum se chemau ei, activiști de partid care se ocupau taman de promovarea ateismului științific, după aceea tot ei au devenit dascăli, preoți, călugări și tot ce vrei. Deci, extremele se atrag. Cât mai dispus ești la extremism de stânga, cu atât mai mari șanse ai să ajungi la extremism de dreapta, șovinism, cum iată, fostul națbol, cum îl cheamă, Sergiu Lașcu, fostul național bolșevic Sergiu Lașcu, acum e unul dintre liderii mișcării noua dreaptă de la Chișinău. Dar nu întâmplător, probabil are misiune, taică-su e șeful sindicatelor din poliție, din MAI. Deci probabil sunt ambii cu simbrii pe la organele secrete. Da, Narcis? Că tot veni vorba să te întreb ce părere ai de acel videoclip de astăzi care a apărut cu popa care maică-i bătea pe ea în biserică acolo. Mie ce mi s-a părut ciudat e faptul, cred că ai văzut videoclipul, nu? A circulat azi pe ei. Am văzut titlul, da, dar nu m-am uitat, că eram, toată ziua am fost în oraș. Îl înjura și pe Iohannis, pe toată lumea pe acolo. Era foarte amuzant. Popa, de eu mă mir așa, știi, mă uitam la oameni, mă, dar ce proști sunteți să stați acolo să vă înjure ăla și să vă amenințe în toate felurile. Adică își meritau soarta totuși.
Dar bine că cineva a filmat, că dacă nu erau unii mai răsăriți din turma aceea de mioare, atâta mai vedeai. Mă distrează pe mine unii care îmi scriu pe Facebook: domnule, cum e posibil de luat legătura cu dumneavoastră? Pe Facebook mă întreb cum se iei legătura cu mine. M-ai găsit, băi! Pe Facebook poți să mă iei în brațe. Pai de capul nostru. Ei sunt obișnuiți încă cu telefonul. Dă-mi un țâr să mă duc la cumătra să te sun. Dar poți să îi spui, îți las adresa aici și îmi trimiți o scrisoare și comunicăm sau cumva. Da, dacă aș vrea să fac mișto de ei... Da, dar nu mai sunt eu atât de rău. Hai să mai vedem ce comentează lumea pe YouTube, că acolo n-am citit de mult, pe Facebook erau multe comentarii și de asta am plecat de pe YouTube. Englezii vor să iasă din cauza migranților. Salut din Londra, aș vrea să detaliez. Cine este Valeriu Poia? L-ai auzit vreodată? Parcă am auzit numele, dar nu știu cine. Sergiu Baden întreabă. Nu știu. Și de ce ar trebui să știu? Comentarii. Caută pe YouTube Syrian Refugee Waterboarded. Spune părerea ta despre acest student sirian luat. Păi, de ce mă puneți să comentez niște situații absolut particulare? Ce a zis pop acela în biserică? Iată, mai ieri am văzut un video cu un activist comunist și el, Mihail Amerberg, unul din grupul acela Petrenko, care și ei sunt cumva antifasciști, național-bolșeviști, de care vrei, și care s-a luat pe stradă de un escroc din ăsta în rasă și cu barbă neagră, care cerșește și zice că e călugăr, că e preot, că e nu știu ce, și cam rusește uneori și românește, el trolește, el hărțuiește pe escrocul acela. Dar să ia și de unul care are insignă cu Sfatul Țării și cu tricolor românesc, el e la fel de pornit și împotriva celor pe care îi consideră escroci unioniști și naționaliști. Și n-am ce să zic, ce mă puneți să comentez situații particulare, ce relevanță au, cumva reprezentative, mai sunt ca el care fac chestia asta? Da, mai e unul, Valeriu Zaporojan, care s-a luat de alt escroc pe stradă, dar sunteți doi, trei, când cerșătorii, când escrocii ăștia o să fie hărțuiți în fiecare zi, fiecare dintre ei, atunci da, o să fie un fenomen pe care se merită să-l comentăm, să-l aplaudăm sau să-l condamnăm. Dar așa, când sunt niște excepții, ăsta nu e un fenomen de comentat. Marian Stoica zice, aștept ziua când voi vedea și eu că femeile sunt implicate în politică în număr cât mai mare. Cât mai mare, taman, am avut azi o discuție despre asta cu niște femei pe Facebook. Ele ziceau că complotează ca să revină matriarhatul și eu zic, oh, ha, după atâția ani, după atâtea milenii de patriarhat, e timpul, dacă nu se revină matriarhatul, măcar să avem o egalitate de gen. Vedeți că luna asta trece și n-am avut minunata ocazie să vedem două femei singure în spațiu. Pentru că, ci că nu s-a potrivit costumul pentru una dintre ele, că ar fi avut nevoie de costum mai mic decât cele disponibile pentru bărbați. Ce înseamnă egalitate de gen? 50% cu 50% sau un alt procent mai diferențiat? Nu, poate să fie și 52%, pentru că femeii sunt în proporție de cam 52% în cam toate societățile. Nu ți se pare un fel de dictatură, că asta o acuză mulți, chestia asta de a impune procente standard sau, mă rog, chiar și de a încerca să aduci procente standard, dat fiind faptul că femeile... Narcis, dar nu ți se pare un pic cam discriminatoare situația actuală, când doar 25% din femei sunt în Parlament, păi, de exemplu? Păi, măi, nu ți se pare discriminatorie? Și atunci ce faci cu o situație discriminatorie? Încerci cumva să o echilibrezi. Și atunci în afară... cote de gen de măcar 40%, măcar 40%, nu? În afară și cota de gen, ascultă, nu-i dictatură, e cota de gen, ca să ai cel puțin 40% sau bărbați sau femei, adică să nu existe un dezechilibru de 90%, cum iată lista PMP sau PNL, numai bărbați are. E bun așa pentru Europarlament? Numai 33 de bărbați?
Nu aveți femei de loc? Uite PSD-ul. Are unul și una, unul și una, unul și una. Minunat, bravo PSD. Mie mi se pare că în afară de tine și Iisus Hristos n-a zis nimeni că femeia e egală cu bărbatul. Știința nu spune nicăieri că e egală cu bărbatul din punct de vedere al aptitudinilor, al apetenței pe care le are pentru anumite activități. Știm bine de când suntem mici că fetele preferă să se joace într-un fel, băieții în alt fel. Știm bine că în momentul când cresc preferă să aibă fetele au anumite pasiuni, bărbații alții. De ce? Pentru că au evoluat de așa manieră și au fost selectați genetic de-a lungul timpului pentru activități diferite și pentru meserii poate diferite sau chestiuni diferite. Mie mi se pare că mai mare religie decât ce face, ce spui tu acum și ce promovează unii activiști care au părere asemănătoare ca tine, nu există și mai mare dictatură. Treci peste știință, dai la o parte faptul că bărbații nu sunt la fel cu femeile și n-au aceeași capacități, nici chiar fizice. Nu spun că bine să rău, din punct de vedere al drepturilor civile, toți suntem egali, toți avem șanse egale, nu la asta mă refer. Dar lasă pe fiecare să facă ce vrea. Eu nu cred că în România e discriminată vreo femeie și nu are voie să iasă în politică. Eu am mai zis în universități mai multe femei decât bărbați. Nu le place politica, dovadă că nu intră nici la hangout. Că aici nu le mai oprește nimeni să intre dacă ar vrea sau mă rog. Deci asta e părerea mea. Da, nu neg. Dar știi, Narcis, că bărbatul Oleg Brega și bărbatul Narcis Gărăgău sunt diferiți și ca categorie de greutate, și ca putere de împingere la wrestling, de exemplu, și ca rezistență la temir ce e ser sau antibiotic. Da, și bărbații sunt toți diferiți. Dar avem pe față situația discriminatorie în care femeile nu ajung în funcții de top, decât în mod excepțional director de liceu maxim nu ajung rector de universitate. Ai auzit din câte 80 de universități sunt în România, doar 2 sau 3 sunt femei rector. Deci nu e așa că e discriminatorie situația asta și trebuie făcut ceva? Că nu-i bună cota de gen, hai inventează altă variantă. Și asta nu e cauzat de gene, e cauzat mai degrabă de constructul cultural. Cultural? Da, de tradiție. De asta trebuie umblat la tradiție, de asta trebuie obligați matematic să bage cel puțin 40% femei, în cazul ăsta, alte ori dacă apare vreun partid al femeilor, să fie obligate să bage bărbați 40% pe listele acelui partid. Hai că la mine s-a făcut ora 10 și mâine, chiar dacă nu e zi de lucru, e totuși zi de odihnă și o să-i las pe oameni să odihnească, ridic microfonul mai aproape de gură și o să vorbesc mai încet, dar vreau să mai citesc comentarii dacă nu mai ai tu de zis ceva, Narcis. O să mai stăm câteva minute dacă vrea cineva să participe cu noi în discuție sau în dialog, să-mi ceară link de acces cu mesaj privat pe Viber, WhatsApp, Facebook sau Skype. Maxim la 10:30 o să închidem. Acum vreau să citesc comentarii. Comentarii de pe... începusem de pe YouTube, dar am revenit la Facebook. Nu e nicio discriminare, zice Ion Boțu. În conducerea unei societăți trebuie să fie cei mai buni, fără diferență de gen. E ca și cum ai zice că romii nu sunt capabili să intre la universitate și de aceea nu sunt romi studenți la universitate și gata. Dar nu uitați de cei 500 de ani de sclavagism, de faptul că i-am scos din robie și i-am lăsat așa în sărăcie lucie lipiți pământului și ei din poziția aceea n-aveau cum să ne ajungă pe noi, răzeși, țărani înstăriți, împroprietăriți sau boieri sau domnitori sau lucrători pe lângă mănăstiri, nu aveau cum să ne ajungă de urmă nici în 500 de ani, nici într-o mie de ani. Deci sunt necesare măsuri afirmative provizorii care să echilibreze situația. De asta s-au impus cote de burse la facultăți pentru romi, cote de burse la facultăți pentru elevii de la țară, cote de burse la facultăți pentru elevii din Transnistria.
ca să echilibrezi lucrurile, ca să le permiți lor să se integreze. Asta se numește nu discriminare pozitivă, cum o numesc unii, ci măsură afirmativă provizorie pentru restabilirea situației, pentru echilibrarea lucrurilor. Nu e același lucru. În România astăzi, eu nu cred că fetele există cândva această problemă de care spui tu, scuze-mă că eu te-am întrerupt acum, dar acum nu există problema asta, hai să fim serioși, și am trecut în liceu acum vreo 10 ani de zile am terminat, sau mai puțin am terminat liceul, nu există așa ceva, nici mai există mentalitatea, mai ales în mediul liceal, să spunem, de nivel mediu și peste mediu, nu există niciun caz, nici mentalitatea de femeia să stea, nu știu, să facă mâncare și să facă copii sau chestii de astea. Nu mai există, Oleg. Ok, Narcis. Nu știu ce s-a întâmplat aici la mine, că probabil am micșorat ăsta și a ieșit și a intrat tot chat-ul pe Facebook. Sergiu Mocanu explică că a fost coleg de clasă cu fratele meu Ghenadie Brega și că a umblat împreună la aceeași secție de judo. Probabil a umblat și cu mine, pentru că și eu eram, chiar după ce absolvisem școala în 90 și am picat admiterea la jurnalism, am mai mers un an la secția de judo în sat. Chiar azi noapte mă întrebam oare pe unde o fi antrenorul nostru de atunci, Ghenadie Vaulin, care venise de la Vladivostok ca să ne învețe pe noi judo. Nu știu pe unde o fi Sergiu Mocanu, dar mi-închipui că și el e prin Europa pe undeva. Valentin Borodache zice, știu că nu ești în Ucraina, dar totuși ce poți recomanda cetățenilor care peste două zile vor vota în Ucraina și ce se pot aștepta cetățenii de la aceste alegeri? Am spus și data trecută, eu chiar am fost surprins că alegerile sunt peste trei zile. Nu știu de ce mi se părea că mai e mult până atunci, dar iată, a mai trecut o lună și într-adevăr, duminică vor fi alegeri în Ucraina. Nu știu ce să le recomand, habar n-am cine e mai bun dintre cei care candidează, nici nu știu cine și câți candidează. De ce, oameni buni, nu contați pe sfatul meu, informați-vă și votați în cunoștință de cauză sau, dacă nu aveți niciun candidat pe potrivă, votați contra tuturor, adică ștampilați-i pe toți sau nu știu în ce fel în Ucraina se poate invalida un buletin. Sau, le mai recomandam eu cândva, când lucram la Antena C și făceam emisiunea Hyde Park trei ori pe noapte, trei nopți la rând, votați la întâmplare. Cam aceeași șansă aveți să nimeriți dacă o să alegeți fără ca să vă informați. Oleg, a face armata în ziua de azi sau a servi patria este o mare prostie, zice Marian Stoica. Pe mine m-am încorporat în armată cu 21 de ani în urmă, în februarie 98. Și am făcut niște prostii, am refuzat ordinele, supunerea și m-au expulzat din armată. Într-un final am reușit să scap definitiv. Încurajez pe toți moldovenii care sunt încorporați să nu mai execute ordine militare pentru că nu mai suntem în comunism. Eu așa le-am spus celor din armată. Bravo, Marian Stoica, numai că nu știu dacă trebuie făcut așa prostii. Cred că trebuie procedat mai inteligent. Eu, în 92, ca să evit armata, am declarat că sunt pacifist și de atunci sunt pacifist activ, militant. Și am acceptat să fac serviciu de alternativă. Frații mei au plecat din țară, au făcut studii care și cât a putut, până au împlinit 27 de ani ca să nu-i mai ia la armată. Ion Boțu reproșează pentru Tudor. În URSS naționalismul și tradiționalismul nu au fost caracteristice comunismului. Cred că nu ai dreptate. E de discutat, dar poate altă dată. Pentru mine, majoritatea popilor sunt niște ipocriți, zice tot Marian Stoica. Eu am bătut odată un popă, opa, pentru că m-a criticat în biserică față de mama. Apoi am reproșat și am început să o facă pe mama în tot felul, căci că nu m-a educat religios. Și l-am ținut minte. Apoi l-am prins în oraș și am cerut socoteala. Apoi am încercat să sar la bătaie și am acționat imediat și l-am cumințit. Trebuie să facem ceva ca biserica să nu mai aibă amestec în școală, în politică, etc. Sunt de acord cu ultima parte, dar nu cu prima faptă, cu atacul fizic și nici verbal. Trebuie combătuți preoții cu metode legale. Te-ai mai lămurit cu mafia mașinilor aduse în Ucraina de moldoveni? Mă întreabă
samotne serțe. Dar nici n-am încercat și am avut vreodată problema asta, eu nu mi-amintesc. Mafia mașinilor aduse în Ucraina de moldoveni. Poate Valentin Borodachi filmase oameni care au trecut mașini peste graniță și după aceea au rămas datori statului ucrainean. Dar eu nu am monitorizat cazul ăsta, nu cunosc nimic. Poate Valentin știe. Nu e nicio discriminare. Ion Boțu l-am citit mai devreme. Imaginați-vă pentru câteva clipe că toți cei 101 parlamentari au dispărut din Moldova, iar țara a rămas fără conducere. Vor veni alți 101 exact cu aceleași fețe, exact cu aceleași năravuri, pentru că guvernarea e oglinda societății noastre. În momentul în care moldoveanul ajunge în guvern, devine și el parte a acestui sistem vicios, zice Tudor Sârghe și foarte bine zice. Gândurile lui Plahotniuc sunt, dacă voi pe mine nu mă vreți, eu vă vreau. Și are de la cine să învețe, se pare că așa gândeau și în trecut domnitorii, boierii care conduceau Moldova. Și nu doar Moldova, și țara românească. De ce te legi de orice detaliu pe care îl fac oamenii? Oricum nu se rezolvă nimic, părerea mea doar, zice Aurel Boico. Mă leg de oameni mici și de detalii mici pe care le fac oamenii, pentru că pădurea e făcută din frunze, din ramuri, din copaci. Și nu pot să vorbești la general că sunt patriot, îmi iubesc patria, vreau să fie mai bine, dar trebuie să treacă niște ani. Nu o să se schimbe nimic dacă o să treacă niște ani. Trebuie în acești ani, decenii, secole, să vrem să se facă mai bine și să începem să luptăm cu viciile noastre, cu indivizii mai certați cu legea și cu bunul simț, cu clanurile mafiote, cu statul nedrept. Dacă o să stăm doar așa să așteptăm, lucrurile nu o să se schimbe, din contra, o să se conserve, o să trăim în așa numit stabilizeți. La 46.000 ai prea puțin, zice Vlad Țepeș. Se referă la cele 16 persoane care mă privesc live din 46.000 de abonați la canalul meu. Nu știu cum se explică, dar de regulă la ora asta publicul meu fie doarme, fie la discotecă, pentru că mă privesc copii de pe la 14 până pe la 20 de ani, cei mai mulți. Deci publicul meu cel mai mare, cel mai numeros, e foarte tânăr și la ora asta încă nu sunt pe YouTube. Dar în weekend, după ore, în timpul orelor, oamenii privesc emisiunile mele, deci pe lângă cei câteva sute care au privit în seara asta, vor fi câteva mii care vor privi această discuție, acest dialog, vor privi în zilele, în lunile, în anii următori. Marian Soica zice că își mai dorește ca femeile din țările arabe să aibă drepturile respectate, să nu mai fie obligate să poarte acel batic în numele unor obiceiuri primitive. Aș vrea ca oamenii să aibă mai mult acces la educație, cu știință și mai puțin la religie. Religie este un lucru rău și infect. Văd că și Moldova o să devină o țară coruptă din ce spui tu, zice cineva cu pseudonim, și se pare că omul nu știe nimic despre Moldova. Se pare că România va ajunge ce este deja Republica Moldova, nu doar foarte coruptă și cea mai săracă țară din Europa, ci și un stat capturat, cu instituții paralizate, controlate de un clan mafiot, de un oligarh. Cam asta vrea Dragnea să obțină, ceea ce a obținut Plahotniuc. Gândurile lui Plahotniuc sunt, asta am citit de pe Facebook, vrem pe Dodon președinte adevărat să luați marioneta Bruxellesului, zice Ștefan Prietu, probabil vrea pe Dodon președinte al României. Haideți să ne unim și Dodon sau un populist ca Dodon va ajunge și președinte al României. Cineva zice ceva în engleză, dar n-am reușit să înțeleg ce vrea să zică. Vrea și colegul nostru, Valeriu Gușan, să intre în Hangout. Abia acum primesc link de la el.
Femeia care îmi cerea date de contact îmi spune că nu ea de fapt vrea să vorbească cu mine, ci soțul ei, dar el deja doarme. Pot să fiu sunat la un număr de telefon românesc, dar nu văd rezonul. Dacă m-ai găsit pe Facebook, apeși un buton și imediat m-ai sunat, inclusiv cu video, ceea ce nu mai poți să faci și nici nu știu dacă ai putut vreodată să faci prin telefon. Găsiți-mă pe Facebook, Viber, Skype, WhatsApp și comunicați cu mine. Nu mai căutați telefonul și nu vă mai așteptați să vin la voi în sat sau pe strada voastră unde sunteți, pentru că nu vreau. Dar în Moldova ce sunt mai mult, Facebook sau Adnaclasnic? O vreme era la paritate, acum sigur a depășit Facebook-ul toate rețelele sociale. Noroc, Valeriu. Auzi ce întreabă Narcis. În Moldova stau mai mult pe Facebook sau pe Adnoclasnic? La moment, Moldova stă mai mult pe Facebook. Câțiva ani în urmă era pe Adnoclasnic, și amu Adnoclasnic cad, au undeva 700 de mii de utilizatori. Facebook are peste 1.100.000 deja, mă tinc, dacă eu nu greșesc. Pe a treilea loc este Instagram cu 300 de mii de utilizatori. Eu, cât am intrat o leacă mai înainte, am văzut că discutați despre reprezentarea femeilor în politic sau în... da, în politică. În primul rând, trebuie să înceapă de la partidi și le-aș sugera dacă se uită un partid. Speram mult în partidul PAS sau în blocul care asta să fie undeva și al puțin 50-50. Însă ei s-au bazat pe baza legală că ei au respectat legea și au inclus pe lista de partid 40% sunt reprezentanți femei. Însă, corect era să fie peste 50, da? 51%, 52, 53% să fie femei. Asta se poate de făcut numai într-un singur lucru, că capul de listă să înceapă cu o femeie, apoi bărbat și iarăși femeie, bărbat, femeie, bărbat. Așa în caz că ei vor fi 11 la număr, 6 femei și un bărbat. Deci, eventual, femeile vor fi peste 50, 51-52%. Și asta ar fi bine și în consiliile locale și în, pe listele de partid în viitor parlament, deja la anticipate, care vom partid sau mai progresist să facă lucrul ăsta, să aibă susținere din partea mea. Asta primul la număr. Și doi la număr, încă o sugestie tot lor, să includă în primele două poziții persoane cu dizabilități. Noi în toate partidele pare mi că n-am avut nicio persoană cu dizabilități, deși la noi în Moldova, dacă eu nu greșesc, cu grad de invaliditate undeva 3%, dacă eu nu greșesc, poate eu greșesc plus minus. Sunt persoane cu grad de invaliditate. Deci 3 deputați din aceștia 101 ar fi trebuit să fie cu grad de invaliditate, da? Cei și noi nu avem în Parlament lucrul ăsta. Atunci când ei ridică mâna la un proiect sau la altul, mai ales în consiliile locale, văzând persoana cu dizabilități, e altfel s-ar gândi, altfel ar ridica mâna și proiectele, legile votate sau bugetele adoptate vor fi mai sociale și mai blânde în consecință. Adică atunci când nu e niciun reprezentant al acestor persoane cu dizabilități, spunem așa, cu grad de invaliditate. Ar trebui să impunem cote ca și în cazul genului a femeilor? Eu nu știu, eu spun că eu aș să susțin partidul, eventual în afară de Partidul Democrat și cu filialele lor. Orice partid care ar veni cu așa o inițiativă, nimeni s-a plăcut, Partidul Democrația Acasă, ești că a făcut o conferință de presă, unde au adus două persoane cu invalid, cu dizabilitate. Și au spus, uite, noi am inclus pe listele noastre două persoane cu dizabilități, un altă și eu zic, o, super, eu precis să-i votez pe dânșii. Când la urmă s-a aflat că i-au pus poziția 40 sau ceva de genul ăsta, zic, băi, dar pe ei își bat joc, ei numai pur și simplu și-au făcut o conferință de presă, numai să își bată joc încă și de oameni și de votați, de alegători să-i ducă în eroare.
De atâta ori acum sunt rapid. Dânsă și nu i-am votat. Dar ar fi bine că în primele două poziții să fie o persoană cu dizabilitate și a doua persoană să fie o persoană care e din liceu, 11, 12, clasa 11 a 12, adică 18 ani, până la 20 de ani, ca să atragă electoratul tânăr care nu votează, să fie și el reprezentat într-un fel sau altul, ca să fie că interesat tineretul să voteze. Asta e primele două persoane care să fie un tânăr, tânără, eventual, și o persoană cu dizabilitate în primele două poziții. Dar depinde și primul cap de listă femei. Asta ar să fie un partid, eu precis să-l votez la locali, la parlamentari care să aibă loc și încă am să-i susțin. Nu știu, să le răspândesc ideile. Noi încă nu ne-am lămurit cu majoritatea femeiască care e discriminată, dar până o să ajungem la minorități etnice, confesionale, stare socială, mai e mult de luptat, nu de așteptat, de luptat, de cerut, sigur că da. Tudor Sârghi zice, îmi pare absolut incorrect învinuirea Federației Ruse de toate problemele noastre. Problema e că suntem la fel ca ei, toți o apă și un pământ, la fel de corupți, incompetenți, intoleranți și lipsiți de profesionism. Popii sunt mafioți, zice Dan Ecrim, mari mafioți. Leonid Graur, Oleg, la noi la Chișinău până și acum fură bani din buget. Este un șef Valentin de la Apă Canal care obligă să muncească acasă la el. Nu cred. De ce nu filmați? De ce nu scrieți plângeri? Că e absolut ilegal. Valentina Cușner, fost deputată, neafiliată din Parlament, Valentina Cușnel, zice, salutări de pe valurile Veneției. Ce știi despre participarea lui Dodon la Congresul Mondial al Familiei la Verona? Nu știu mare lucru, am văzut că îl ridiculizau la o televiziune italiană, ziceau că e homofob și e unul dintre invitații acelui congres, dar am auzit recent că nu va participa. Nu știu care-i temeiul. Probabil vrea cumva să-și reabiliteze imaginea, să-și o lustruiască pentru un mariaj cu pro-europenii lui Plahotniuc. Sau cine știe, poate l-a chemat, l-a convocat urgent la Moscova, Putin are ceva mai urgent de discutat, nu știu. Muncitori de la parcul Dendrariu sunt trimiși să muncească la funcționarul public gratis, zice Leonid Graur. Dacă e despre Dendrariu vorba, taman azi am văzut la știri că la Dendrariu s-a făcut subotnic sau na, clacă, că nu-i sâmbătă azi, cu elevi să strângă frunzele. Și iată, muncitorii de la Dendrariu se duc și lucrează la funcționari publici acasă, iar la Dendrariu se face clacă cu elevi. Foarte rău. Dar trebuie verificată informația. S-ar putea să fie o minciună. Cum comentezi apropierea lui Aurelian Pavilescu de la PNCCD de PSD-ului Liviu Dragnea? Pe mine mai tare m-a durut că Partidul Ecologist s-a vândut lui Dragnea, pentru că aveam așteptări și speranțe de la Partidul Ecologist și de la cel din Moldova și de la cel din România. La de PNCCD deja ăștia au fost la guvernare, s-au făcut de râs și acum nu mai contează deloc. Cred că nu-i mai votează niciun procent. Ăsta din România, ecologist, e condus de un PSD-ist, un Ovidiu Zară. Și ia omul lor. Vine la televizor și vorbește de statul paralel, n-are treabă cu ecologie. Nu, dar pe internet am văzut că din când în când mai difuzează tot felul de comunicate ale verzilor europeni. Dacă nu o fi o confuzie, că se pare că sunt vreo două partide verzi ecologiste în România. Valentina Cușnir zice despre Valentina Stratan, deputat cu grad de invaliditate. Poate să fie, că nu poți să judeci omul după cum arată. Poate să fie Valentina Stratan cu grad de dizabilitate. Tudor Sârghi zice magazine care vând produse alterate, companii private și de stat care prestează servicii de mână a doua, e foarte greu să găsești un produs calitativ în Moldova, iar atunci când îl găsești, acesta are un preț de 5 ori mai mare decât prețul normal. N-am înțeles în ce context ne spune Tudor Sârghi chestia asta. Acum se apropie 10:30 și ne pregătim de închidere. O să citesc și comentariile de pe YouTube, după care o să-i întreb pe colegi dacă n-au
de zis concluzii despre Brexit, egalitate de gen și ce probleme mai abordat noi seara asta. PNL-ul din România nu este mai bun ca PSD-ul. Chiar azi am văzut bannerele, cutiile cele mari electorale cu Rareș Bogdan și care în intersecție ocupă cam tot trotuarul. Cine le-a dat lor voie să ocupe spațiul public pentru chestia asta? Sau banere foarte mari între piloni. N-au picat destui stâlpi din cauza vântului, că-s vechi de pe timpul lui Ceaușescu. Mai băgați încă și reclame între ei cu vânturile astea puternice din România. Sunt absolut irresponsabil. Pe de altă parte, trebuie să-ți faci cumva reclamă. Iată, își fac în felul ăsta. Dar nu i-am văzut să strângă semnături. PNL-ul, PSD-ul, de exemplu, nu am văzut nici măcar de ochii lumii să afișeze corturi de acelea. Pe când partidul lui Băsescu, de exemplu, a făcut niște corturi fake, fără acoperiș, în schimb cu intrarea în cort acoperită, că adică acum și o să venim. E, pe dracu, n-a fost nimeni în corturile. Cele s-au prefăcut că au strâns semnături, probabil au prezentat cei vreo milion de semnături, subte din deget. Nu știu de ce fac așa, că n-a început încă în campania și ca să-și poată face reclamă pe stradă, simulează că ales niște corturi de strâns semnături. Asta e toată șmecheria. Exact, deci foloseau pretextul semnăturilor ca să-și facă deja campanie înaintea campaniei electorale. Ce putem face pentru reunirea noastră cu patria mamă, întreabă Costică Drăgan. Eu am făcut unirea, am venit, iată, de la Pepeni la Chișinău, am trăit câțiva ani și am învățat, după aceea am venit la București și am învățat câțiva ani, după aia m-am întors la Chișinău și am lucrat și am activat pe baricade, după aia am venit la Iași și am făcut un masterat, după aceea m-am întors la Chișinău și am mai făcut activism până m-am băgat la pușcărie, după aia am venit la București și iată, fac unirea, mă simt ca la mine acasă și în România și în Republica Moldova. La noi, la Călăraș, a mai fost frezat, forțat un elev de clasa 10 de colegii săi de clasă pentru că avea părul lung. Tudor Sârghi, nu cred. Să văd video, să văd plângeri la poliție, să văd dosar penal, altfel nu cred. Îți povești. Am o întrebare. Băi, bărbosule, mai taci puțin din gură. Am ceva de vorbit cu Oleg. Alo, băiat Oleg, am și eu o discuție. Cu cine crezi că sunt în măsură să pot vorbi cu mine? Ciprian Constantin Costache. Scrie că te citim toți, dar nu te citim decât încă 5 minute. Altfel o să trebuiască să ne cauți pe Facebook, pe Skype, pe Viber, pe WhatsApp. Că nu o să ne mai prinzi în transmisiunea asta live. Până la 10 jumate ora Bucureștilor, încă ne mai prinzi aici, scrie întrebarea pe care o ai aici în chat. Trebuie de rupt buba cea mare și a acestui stat Republica Moldova plus Transnistria pe cea mică de tratat ca să treacă mai repede. Găgăuze, apoi ușor ne vom îndrepta spre unire cu România. Deci buba cea mare presupun că e Transnistria dacă buba cea mică e Găgăuze. Cum s-o rupi? Ei au armată mai mare decât a noastră, dacă vor ei ne rup și ne ocupă în câteva ceasuri. Ați văzut, am pus pe Curaj TV o conferință cu un sondaj făcut în Transnistria recent, în limba rusă, și s-a aflat atitudinea, starea de spirit de acolo, din stânga Nistrului. N-ai ce să rupi acolo, acolo e cancer, acolo taie poala și fugi sau n-ai cum. De ce te dai cunoscător de legi dacă nu ai habar de rutieră, mă refer? Măi, e adevărat, eu mi-am descărcat pe telefonul o aplicație de circulație rutieră și încerc să rezolv periodic testele cele. Și foarte greu reușesc să iau testul, pentru că eu 15-13 ani în urmă mi-am luat permisul acolo în Republica Moldova, pentru că acolo nu avem legislație despre tramvai, despre câte și mai câte care sunt aici, de exemplu. Și pentru că sunt foarte multe întrebări cu cât e amenda pentru cutare, cât e amenda, care e pedeapsa pentru cutare, încălcare. La noi e altfel de amenzi și limite. Adică s-au schimbat lucrurile și mie e cam greu. Dar mă pricep, băi, totuși, chelea curci, uneori iau testul. Deci, cum poți să zici că nu mă pricep deloc, deloc, deloc? Zici ceva ce am spus greșit. În videoclipurile tale faci mari erori. De exemplu, care?
Zici că poliția greșește, dar de fapt tu ești cel ce greșește. Da? De exemplu, în clipul celălalt care curând are un an și vreo 3 luni, degrabă face 1 milion de accesări acel videoclip cu 2 polițai și un ceaușist. Sau, de exemplu, la voluntari, poliția care acum un an, peste vreo săptămână, se împlinește anul de când m-a amendat și degrabă face 500.000 acel clip. Care poliția avea dreptate și eu n-aveam dreptate? Sau poate din alte clipuri mai puțin populare. Scrie acolo în comentariu ce anume am greșit. Așa să-mi spui la general, băi Bregă, greșești, în care? Că am mii de videouri, dintre care vreo 1000 cel puțin sunt cu polițiști. Când ai zis că poliția a parcat ilegal, dar era în parcare, da? Eu n-aș fi filmat-o în parcare, am filmat-o poate în intersecție. Atunci ziceam că e parcat ilegal. Când am filmat un polițist în parcare, îl întrebam de ce stă cu motorul pornit, de exemplu. Că era cald afară. Sau nu era foarte frig. Sau îl filmam că are telefon bengos și îl întrebam din ce bani l-a luat. Adică, nu știu, nu de parcare m-am luat de ei dacă stăteau în parcare. Hai undeva să vorbim pe vocal. Nu vreau. Transnistria istoric nu aparține Moldovei. Bine. Nimic nu aparține Moldovei istoric. Istoric numai sărăcia, mafia aparține Moldovei. Și atunci apare întrebarea cărei Moldove? Că Moldove sunt câte vrei. Inclusiv în Cehia se pare că este râul Moldova sau ceva de felul ăsta. Hai să ne lămurim. Ce concluzie aveți? Valeriu, n-ai zis nimic despre Brexit. Nu te interesează sau nu te pricepi? Narcis parcă a spus despre toate, dar poate are și el o concluzie la final. Că e aproape 10:30 și mă gândesc să închid. Despre Brexit, oamenii acolo sunt 50 la 50, cred. Care vor să iasă, care nu vor să iasă. Așa era. Așa a fost la referendumul de acum 3 ani și au învins cu 2% cei care au fost pentru referendum. Dar acum 2/3 din britanici nu mai vor Brexit, dar nu știu pe unde să scoată cămașa. Ei sunt tindas, cred că guvernul o să adopte o hotărâre că era un referendum consultativ și nu era cel care trebuie să-l executăm, așa că noi o să mai întindem. Coada să ne facem că plouă și chestii de nu, și... azi trebuia să fie ieșit și dacă azi au respins proiectul propus au de Theresa May, l-au respins. Pe 14 aprilie îi scot forțat, cu șuturi în fund și cu mari pierderi și cu suferință pentru oameni. Și ei încearcă acum să dreagă busuiocul cumva. Dar deja se discută despre demisie ei, despre alegeri anticipate, despre alt referendum. Au intrat-o rău în impas. Dacă or să iasă ei totuși până la urmă, cred că poziția Germania se întărească mai tare în Da, crezi că n-o să rămână engleza limbă oficială în UE? Dar nu limbă, ca poziție, ca motor a dezvoltării Uniunii Europene va rămâne o putere mai mare Germania. Și, nu știu, ceea ce nu chiar bine atunci când se consolidează puterea în jurul unui singur stat, deși chiar dacă e dezvoltat într-o anumită măsură. Asta. Ok. O să aibă grijă Macron să nu câștige prea multă influență Germania. Că vrea și el să se impună ca lider. Ei, dar lui va fi mai greu. Atunci când îți trăiești, știi cum, ca și la noi, coaliția cu alianțele astea, când erau 4, parcă era puțin mai ghini, când au venit 3, o leacă mai rău și când 2, deja nu interesant și-a rămas, m-a plăcut nimic. Așa acolo cu Germania. Nu dar nu-i auzi pe moldoveni ce tânjesc după modelul american. Lasă fie numai 2 partide și să votăm când pe unii, când pe alții. Ei cred că în America sunt numai 2 partide. Acolo sunt 2 partide mari. Dar partide sunt câte vrei, inclusiv tot felul de lideri populiști sau milionari care candidează la prezidențiale. Chestia cu unul singur, pe de-o parte e bine, este o zicală. Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi în grup. Așa și cu... mai bine să fii unul singur. Unul singur, da, într-o anumită direcție, dacă vrei să construiești ceva, e să o construiești foarte repede. Problema între așa e că poți să...
direcția să nu fie chiar corectă și n-ai să ajungi departe. Dar atunci când vrei să ajungi departe, trebuie să mergi în grup. Vine mai încet, dar în schimb sigur și ai să ajungi foarte departe. Ceea ce modelul european, spune, era construit pe principiul ăsta, mai mulți în grup și ne deplasăm încet, încet, departe. De pe cât modelul, de spunem, Turcii, unde eu singur hotărăsc, dar bine, într-o direcție oarecare se deplasează repede. Problema între aceea că direcția aceea poate fi foarte, foarte greșită. Sau asta e. Ok, mulțumesc, Valeriu, pentru participare. A intrat mai târziu, apropo, dar ai fost mai rezistent. Narcis a plecat deja. Narcis zice că femeile nu predoresc să se implice în politică. Problema este așa că majoritatea activiștilor de partid sunt femei. Deci, de unde să alegi, să pui în listă, sunt destul. Pur și simplu nu este voință. Și foarte simptomatic că majoritatea alegătorilor sunt femei și în virtutea tradițiilor culturale, femeile votează bărbați. Pentru că nu prea au de unde alege. Trebuie să rezolvăm cumva problema. Deja când o să creăm partidul, așa, principiul ăsta să-l creăm. Punem în cap o femeie, nu ne interesează de unde o luăm. Mulțumesc, Valeriu, pentru participare. Opresc aici transmisiunea în direct și pe YouTube și pe Facebook. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Stați pe canalul meu, pe pagina mea de Facebook. Urmăriți-ne pe curaj.tv, pe blogul nostru sau pe paginile noastre de pe Facebook. Dacă o să apară ceva important, o să intervenim tot așa, interactiv, cu ușile deschise pentru doritori, doritoare de a se implica. Noroc, noapte bună!